Salutare, oameni buni! Pe parcursul a 6 episoade am descoperit împreună cele mai importante și uimitoare lucruri despre trântori. 1. Ochii trântorului sunt de două ori mai mari, iar dimensiunea creierului este mai mare decât al albinelor rugătoare și a reginelor. Poate că trântorul are ochi ageri și mai mult creier, tocmai ca să nu piardă din vedere pe regină și să fie unul din câștigători la împerechere cu regina virgină. 2. Trântorul este o fandetată, provine dintr-un nou nefertilizat și are jumătate din cromozomii unei albine muncitoare, 16 în loc de 32. Aceasta înseamnă că trântorul nu are tată, ci bunic, deși mama sa, regina, era dintr-un nou fertilizat. Acest sistem de reproducere este cunoscut sub numele de partenogeneză. Ba mai mult, faptul că o regină se împerechează cu mai mulți trântori, ceea ce se numește poliandrie, împreună cu partenogeneza, sunt trăsături specifice care deosebesc albina de restul animalelor. Deși cele două trăsături unice ale albinelor, partenogeneza și poliandria, par cea mai dificilă piedică în selecția și ameliorarea albinei Apis mellifera, împreună cu registrul genealogic, certificatul de naștere în care sunt declarați atât mama cât și tata, și împreună cu împerecherea controlată sunt necesare pentru protecția, conservarea și ameliorarea fondului genetic apicol din România, dar și realizarea obiectivelor de rentabilitate și performanță în apicultură. 3. Chiar dacă organismul trântului nu este mai complex decât a unei albine lucrătoare, de ce cu toate acestea este nevoie de 24 de zile pentru a se naște, ecloza? Așa cum am văzut, sunt necesare pentru eclozare naștere 21 de zile pentru albina lucrătoare și doar 16 pentru regină. Trântorul atinge maturitatea sexuală începând cu ziua 12, cea de la eclozare. În timp ce, în primele 3 zile nu se poate hrăni singur, cu ce îl va hrăni albinele pe trântor? După ziua 4-a, ei se vor hrăni cu miere și păstură. Când vor avea vârsta de 8 zile, vor ieși din stup pentru zboruri de orientare. De obicei, între orele 11 și 17. În timpul acestor zboruri, un trântor nu adună nectar ca să se hrănească, ci se va antrena pentru marele zbor. Se va întoarce și se va hrăni în stup. 4. Trântorul este o insectă fascinantă de la naștere, la împerechiere și până la moarte. Așa cum am văzut, împerecherea și moartea sunt adesea apropiate ca timp. El moare la scurt timp după aceea. Obiectivul primordial a unui trântor este să se împerecheze cu regina. Trântorul pleacă în mod regulat din stup pentru a găsi zonele de adunare a trântorilor, în speță de a fi partea unui zbor de împerechere. Deși trântorii sunt cei care depun o energie mare pentru a fi pe podiumul celor 15 până la 20 de premianți, regina este unica câștigătoare a bagajului genetic transmis de fiecare trântor care a finalizat cele 5 secunde de iubire, oferind ceva absolut esențial pentru viitorul coloniei de albine, diversitatea genetică. 5. Trântorul nu are nevoie de viză. El având liberă trecere dintr-un stup în altul, părând chiar ademeniți în familii cu mai multe populație masculină. O colonie, familia de albine ce locuiește într-un stup, poate crește până la 2800 de trântori, iar dacă regina este proaspăt împerecheată și nu va depune ouă de trântori, acea colonie va adopta trântori străini, nu doar pentru a-i hrăni. 6. Trântorii petrec aproape 3 sferturi din timp în interiorul stupului în perioadă de inactivitate aparentă, care adesea se rupe de perioade de mișcare în zborul de recunoaștere. Trântorul are un rol important în microclimat. Pentru puietul căpăcit, fiind necesară o temperatură constantă de 35 de grade și o umiditate adecvată. 7. Mai mult decât perpetuarea speciei și contribuția la microclimat, lipsa trântorilor din colonie va afecta major echilibrul de sănătate a coloniei. Feromonul de trântor este important în întreg procesul de comunicare chimică. 8. Albina meliferă este neobișnuită în multe privințe, iar obiceiurile de împerechiere nu fac excepție. Zona de adunare a trântorilor, DCI-ul, este un loc specific în care
trântorii se adună și așteaptă să vadă regine vegine, pregătite pentru împerechere. DCI-urile sunt diferite de la o zonă la alta, deoarece sunt ridicate deasupra solului, suspendate în aer. Toată împerecherea reginelor albinelor medifere are loc în aceste zone, niciodată în sol sau în stup. 9. În consecință, adunarea trântorilor de la DCI poate servi drept un mecanism indirect de selecție a partenerilor, asigurându-se că reginele se împerechează numai cu acei indivizi care au o capacitate de zbor mai bună și o reacție mai mare la indicii vizuali și chimici a reginei. 10. Când o regină virgină intră în zona de congregație, trântorii o urmează în jurul ei, ghidându-se după mirosul feromonilor ei. O grămadă de trântori în formă de cometă, nerăbdători de a-și da ultima suflare pentru 5 secunde de iubire cu regina. Cometa poate conține la 100 de trântori. Ochii compuși de pe capul trântorului îi permit să-i urmeze fiecare mișcare. În mod competitiv, cel mai rapid și cel mai agil trântor este primul care ajunge pe podium. Este nevoie doar de un moment, iar întreg interludiu romantic se termină în 3 până la 5 secunde. Din nefericire pentru el, trântorul moare în acest proces. Regina continuă să se împerecheze și poate repeta procesul de 12 sau chiar de 20 de ori în următoarele minute. Colonia de albine a realizat că este mai economic să trimită pe o anumită distanță spre DCI, zona de adunare a trântorilor, o regină decât să trimită 2000 de trântori. Dr. Ellis consideră că o regină zboară odată pentru împerechere. Iar Dr. Conington susține că o regină realizează mai multe zboruri de împerechere. Unii zic până când spermateca se umple măcar până la un nivel minim acceptabil, care să asigure ponta în anul următor. Tu ce părere ai? Se mulțumește regina doar cu o plimbare în DCI, în club sau face mai multe plimbări aventuroase?